Un lăcătuș mecanic angajat al unei firme din Italia care prestează activitate la Stoina pentru OMV Petrom a murit la spitalul din Târgu Cărbunești după ce i s-a făcut rău la locul de muncă. Colegii bărbatului de 49 de ani au cerut ajutor, însă nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea acestuia. Inspectorii de muncă efectuează verificări în acest caz. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj pentru efectuarea necropsiei.